Neața România, ce mai faceți? Astăzi vom face un video foarte special, se numește Favoritele Lunii. N-am mai făcut de mult un video de genul ăsta, așa, beauty și sparkling și, ia uite, m-am luat și temă și... Sper să vă placă! Primul favorit din luna aceasta este hârtia igienică. Este un lucru esențial pentru viața de zi cu zi. Este moale fină de la Chanel Paris. Poate fi folosită și ca cremă de față, pudră, fular. Wow, e nouă! Nu e spălată cu pervol. Poate fi folosită ca inel. Este foarte ușor de spălat, este într-un material scump. Al doilea favorit este periuța de dinți. Un lucru cam rar întâlnit la oameni, deoarece necesită timp, bani, creier, bunul simț. Și, na, astea sunt calități mai rar întâlnite la oamenii de rând, care nu se gândesc la aspectele astea ale vieții. Poate fi normală ca aceasta sau electrică. Poate fi asortată cu o pastă de dinți de diferite nuanțe, care se pot potrivi cu acest design Da Vinci. Se poate face și cadou. Al treilea favorit este bețigașul de urechi. Ce? What? You speak English? Nu, se zice bețigaș, nu bețișor. Bețigașele au rol multiplu. Pe lângă curățarea în urechi, mai pot fi folosite cu acetonă să îndepărteze oja de pe lângă unghie. Sau pentru a ruina o coadă de eyeliner mai rău decât era, cu speranța de a o face mai bine. Se cumpără în set, dar se pot găsi și la bucată pentru cei cărora nu le permite bugetul. Acestea sunt de la firma Calvin Klein. Chiar le recomand. Al patrulea favorit sunt bomboane expirate de la Crăciunul din 2013. Sunt foarte folositoare, poți să le pui ca decor, poți să încălzești casa cu ele, au un sentiment așa de Crăciun, de Revelion. Dacă vin prieteni la tine și nu prea mai ai chef de ei, poți să-i otrăvești. Adică la mine toată lumea care a venit a întrebat, wow, alea sunt bomboane? Și am răspuns da. Foarte puțin dintre ei mă întreabă dacă sunt expirate și eu le spun adevărul. Mamă, ce mișto astea bomboane! Sunt expirate? Mamă, bomboane expirate! Tu știi că astea sunt alea de expiră în 5 ani. Chiar expiră în 5 ani. Din 2013 până anul acesta. Al cincelea și ultimul favorit este forfecuța de unghii. De la picioare. Este foarte delicată. Trebuie avut mare atenție cu ea. Eu o recomand fiindcă chiar își face treaba foarte bine. Poate fi folosită și la alte lucruri, dar eu, sincer, o folosesc doar la manicură și pedicură. Am văzut și pe story-ul lui Kylie Jenner că tot acest gen de forfecuță folosește pentru manicură și pedicură ei. Deci, fetelor, dacă vreți să arătați ca și Kylie Jenner, să aveți aceeași manicură și pedicură ca și ea, vă recomand această forfecuță de unghii de la Coco Chanel. Acestea au fost favoritele lunii august. Sper că v-au plăcut și că v-am dat așa un chef să le încercați pe toate. Sper că v-a plăcut acest video și să-mi dați un like și un share să vadă cât mai multe lume, să împărtășim tuturor aceste favorite ale lunii și mulțumesc mult de vizionare. Nu uitați să vă abonați la mine și să-mi dați un follow pe Instagram, Inestana. Sper că ați avut o super zi, iar până la viitoare, ceau România!